defensivă a lui Ahmed Bani. Este o fază care demonstrează că Bani a crescut în sfârșit, s-a maturizat ca fotbalist. Ghezali! Execuție minunată! 1-0 Dinamo, minutul 62, Lamin Ghezali înscrie dintr-o poziție care părea imposibilă. Totul pleacă însă de la modul fantastic în care a jucat în apărare Ahmed Bani. 1-0 Dinamo, meritat, din minutul 62. Ce execuție! Săracul Zârc. Dar aici și Bozoancă are partea lui de vină. Nu te cuci. Pentru că era singura variantă prin care se putea înscrie. Altfel nu prea avea cum să dea gol de acolo. Decât să ieși tu în această zonă și să te arunci la picioare. Iapre rămâne în posesie. Borcea. Șut! Execuție decentă. Jonglează Bani. Fază frumoasă cu Iglesias. Iglesias, 2-0, dublă Ghezali, absolut meritat, minutul 87, Dinamo face 2-0 după cea mai spectaculoasă fază a acestei partide. Moment istoric pentru Ghezali, care pentru prima oară în cariera lui de senior reușește să înscrie două goluri. Și este cea mai bună sezonă a lui cu 5 reușite. Niciodată n-a dat atâtea goluri într-un campionat întreg. Centrarea n-arată rău și este 3-0. Înscrie și Țâră. 3-0, gol marcat de Cătălin Țâră. Victorie clară, completă, meritată. Primul gol al lui Țâră în acest sezon. Dar încă o dată vă invit să remarcăm centrarea de o calitate excepțională a lui Ahmed Bani. Dinamo zdrobește pe Oțelul 3-0. Victorie absolut meritată pentru dinamoviști. Superbă reluare. Repet, primul gol al lui Țâră în campionat de când joacă la Dinamo. Vedem că n-a prins foarte multe minute.